Hristos a înviat, dragi prieteni, și bun găsit astăzi, duminica 33, după pogorârea Duhului Sfânt, duminică numită a Vameșului și a Fariseului. Avem cuvânt din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 18, versetele 10 până la 14. Cuvântul este următorul. Zisa Domnul pilda aceasta. Doi oameni s-au dus în templu ca să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți și desfrânați, sau ca acest vameș. Postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul său și zicea: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela, pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește pe sine se va înălța. Dragi prieteni, cuvântul Evangheliei de astăzi este deosebit de frumos, dar și important, sănătos pentru viața noastră socială și de relație, de altfel și pentru viața noastră psihică și spirituală, chiar și pentru cea biologică, dar nu în ultimul timp. Toate aceste modalități și relații se învârtesc în jurul modului cum abordăm relația cu Dumnezeu și cu celălalt, omul de lângă noi, cu care împreună constituim o comuniune sau mai extins o societate. De aceea Mântuitorul, pentru că vedea că greșim mult în aceste relații și poate că și ucenicii întrebau foarte mult despre aceste relații, Mântuitorul întotdeauna când găsește o situație sau un eveniment propice, dezvoltă și învață prin el, iar alte ori când întrebările se acumulează și situația nu se ivește, constituie o pildă pe care o spune ucenicilor și în această pildă răspunde la multe întrebări general umane și întrebări ale ucenicilor. În ucenici, să știți că ne găsim și ne regăsim și noi, așa că răspunsurile sunt valabile pentru orice om din orice timp și orice spațiu. Dacă omul acela caută adevărul, lumina și viața echilibrată, sănătoasă, chiar cu conotația luminii veșnice, atunci răspunsurile sunt de folos și le găsește la Mântuitor în pildele sale. În pilda de față, cum spuneam, era vorba de doi oameni, deci două variante de comportament. Practic, dacă ne uităm, este vorba de două extreme, două tablouri comportamentale, două clișee umane. Și acești doi oameni s-au dus la templu ca să se roage. Deci, vedeți cum privește Mântuitorul ca un Dumnezeu această relație. Între acești doi oameni se cuprinde și se regăsește toată umanitatea la nivel personal și individual. Și cu toate acestea, acești doi oameni care reprezintă, să zicem, două extreme de comportament, mergeau la templu să se roage. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că templul este reper pentru orice om. Oricât ar fi omul de căzut, de pervertit, de obosit, de epuizat psihic și lăuntric, merge la templu să se roage. Oricât ar fi omul de mândru, de luptător, de violent, de păcătos, indiferent cum ar fi, are conștiința implicită, fundamentală, că există un Dumnezeu și merge la templu să se roage. Dați seama însă, istoria aceasta, fără Dumnezeu, a născut și oameni care nu merg la templu să se roage. Dați seama în ce situație și în ce registru se înregistrează, se cataloghează, în ce margine se așează acești oameni care, indiferent cum sunt, oricât ar părea ei de civilizați, oricât ar fi ei de căzuți duhovnicește sau în păcat, nu merg la templu să se roage. Acești oameni vor fi așezați acolo unde ei și-au dorit prin
comportamentul lor de lepădare de Dumnezeu, vor fi așezați în latura și în umbra morții sau întunericul și în întunericul cel mai din afară, acolo unde va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Au ei conștiința lucrul acesta, chiar nu le pasă, sunt ei atât de puternici încât cred că se vor descurca și în acele situații. Bineînțeles, este libertatea și alegerea lor, dar din punctul nostru de vedere, care îi iubim așa cum sunt, nu putem să tăcem și atunci mărturisim și vorbim, chiar dacă se întâmplă, așa cum spune chiar în Scriptură, în alt loc, să vorbim ca Moise în pustie. Dar trebuie să mărturisim, pentru că până la urmă această mărturie o săvârșim pentru sufletul nostru, care nu poate rămâne nesimțit conform vremurilor și situațiilor, și de ce nu, la un moment dat, poate mărturia noastră va salva și va veni argument, va deveni ca argument mântuitor pentru cei care vor fi capabili să priceapă și să urmeze. Acești doi oameni care au mers la templu, spune Scriptura și pilda, erau, unul era fariseu și altul vameș. De la fariseu, în principiu, ne așteptăm să fie instruit în ale Scripturii și chiar era cunoscător și de tipic și de rânduială și de trăire, le avea pe toate, cunoștea în mod sigur și testul Scripturii și probabil că se și străduia sau măcar căuta să trăiască în duhul celor cunoscute de el. Avem și vameșul care era privit ca un alt fel de om, nu foarte apropiat de credința în Dumnezeul cel adevărat. Vameșul, în general, era privit ca un om care era dedat lucrului cu banul, activităților, afacerilor, era cel care vămuia pe cei care căutau să negustorească cu munca și cu produsul muncilor, diferite roade și produse, și punea vamă în funcție de cum simțea el că poate să pună, până la limita suportabilității. Cam aceasta era mentalitatea generală, nu înseamnă că nu erau și excepții. Pe de altă parte, vameșul, din punct de vedere moral, deci spiritual, era considerat cam departe de Dumnezeu prin viața lui efectivă, iar moral era considerat ca un trădător aproape, pentru că acest vameș vămuia pe oamenii din popor care aveau activități productive și vama era dată în procent către Imperiu, care era o rânduială sau era o organizație politică de ocupație până la urmă, erau dușmani. Deci vameșul sau vama pe care o prima anual prin licitație de la Imperiul Roman și ceea ce vămuiau trebuia să dea total, în totalitate sau în mare, într-o anumită cotă parte Imperiului. Deci poporul îi vedea ca niște perceptori, ca niște vătafi care rupeau bani, valori de la poporul care muncea și le îndrepta către visteria Imperiului, ceea ce nu semăna deloc cu ceea ce doreau ei cu adevărat. Și de asta vameșii erau interpretați cumva ca niște trădători. Atunci când voiai să arăți repulsia sau disprețul față de un om prin comportamentul său, nu îi stau pe atunci în jurături așa cum facem noi astăzi, ci ei spuneau în disprețul lor profund să fii ca un păgân și ca un vameș. Deci vedeți, oameni care se raportau la credință deosebit de puternic, de aceea vorbi despre cineva că este păgân, adică fără credință, era ca o respingere din însă societatea respectivă. Semăna și era asemănată spiritual, moral, cu o lepădare din poporul respectiv, ceea ce era greu de suportat și păgânul și situația de vameș. Deci vameș a interpretat ca un trădător, iar că păgânul ca un desfrânat, în sensul că nu se raporta la credința corectă, adevărată, luminoasă, oficială în Dumnezeul cel adevărat, ci se raporta la altă credință după mintea lui și toate aceste alte raportări, alte fidelități, alte apropieri, alte cinstiri erau considerate ca un desfrâu. Practic, în Scriptură se vorbește destul de des de desfrâu și faptul că Dumnezeu disprețuiește pe desfrânați, dar să știți că esența acestei concept, acestei noțiuni, se referă la desfrâul spiritual.
prin care le pădăm pe Dumnezeu prin orice altă manifestare. Orice altă manifestare care ne atrage atenția, respectul, cinstea sau îngrijirea, purtarea de grijă, devine idol pentru noi pentru că slăbește atenția noastră de la Dumnezeu. Și asta înseamnă un mare păcat și o mare eroare, o mare problemă. În contextul acesta, i-am prezentat puțin pe cei doi, vedem că fariseul vine la templu și Mântuitorul deschide și descrie și atitudinea lui la templu și spune că fariseul stătea drept înaintea lui Dumnezeu, se ruga în sine astfel. Deci stătea drept înaintea lui Dumnezeu, oare ce îl făcea să se simtă și să stea drept înaintea lui Dumnezeu? N-avea nicio problemă pe suflet care să-l facă să stea într-o poziție mai smerită, mai umilită în fața împăratului, nu stai drept, pentru că seamănă a sfidare. El stătea drept însă pentru că așa îi spunea conștiința lui, el că dacă face tot ceea ce cere Dumnezeu și dacă face ceea ce cere Dumnezeu, considera că merită să stea drept înaintea lui Dumnezeu. Nu știu dacă avea el în concepție raportarea clară la Dumnezeu, dar stătea drept pentru imaginea sa, ca să vadă cei din jur cât este el de bine așezat înaintea lui Dumnezeu și că relația cu Dumnezeu la el este oarecum familiară, așa este el de aproape de Dumnezeu, asta înseamnă și corect în lume. Deci mai mult pentru imagine aveau aceste apucături să stea drept înaintea lui Dumnezeu, pentru că altfel nu pricepem că la orice cercetare cât de sumară așa, orice om găsește motiv să ceară iertare și să stea smerit și umilit înaintea lui Dumnezeu. Mai ales că în acea perioadă era încă perioadă, la modul general vorbind, istoric slavagistă, deci raportarea oamenilor la stăpâni sau la împărați era o raportare care să sugereze supunere, obediență, ascultare, pentru că încă așa erau vremurile. Democrația încă nu se inventase, mai târziu s-a manifestat, adică în perioada aceea s-a manifestat primul democratic, adică Hristos Mântuitorul nostru, și reacția noastră față de democrația autentică a fost fundamentală, a fost radicală, capitală, împotrivitoare, am stins orice urmă de democrație, ceea ce vedem astăzi este doar o parodie sau bune intenții, oricum mai mult decât intenții nu se manifestă în relațiile dintre oameni. Deci acest fariseu stătea drept, este interesant și impresionant să stai drept înaintea Dumnezeu, înseamnă că trebuie să fii foarte bazat pe tine însuți sau cel puțin omenește vorbind, nu știu pe ce poți să te bazezi, dar așa stătea acest om. Și ca el, să știți că sunt mulți care vin la biserică sau vin înaintea Dumnezeu și se simt umiliți, se simt jenați să îngenucheze sau să se plece. Înseamnă că sunt inconștienți, nu s-au cercetat față de sine și nu cunosc nimic față de Dumnezeu. Vor cunoaște, poate când vor fi în iad, atunci vor avea timp și vor cunoaște tot ce trebuie să cunoască. Deci fariseul stătea drept înaintea Dumnezeu și totuși se ruga. Este iarăși greu de înțeles în condiția acestea și verticalitatea aceasta forțată, fizică, oare ce rugăciuni poți să naști în mintea și în inima ta? Rămâne de văzut că, uite, o parte din aceste rugăciuni Mântuitorul chiar ni le dă. Cum sunau rugăciunile lui? Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt. Deci părea să înceapă frumos rugăciunea, era o rugăciune de mulțumire, practic, în nivelul cel mai înalt de rugăciune, practic. Așa trebuie să ne așezăm noi înaintea lui Dumnezeu, cu rugăciuni de mulțumire. Facem tot felul, toată ziua, tot timpul, tot felul de cereri și nu mai zic că aceste cereri sunt destul de ciudat organizate și configurate. Adevărata rugăciune, într-adevăr, este rugăciunea de laudă, care nu-i trebuie Dumnezeu, nouă ne trebuie, dar rugându-L și lăudându-L ne configurăm noi în chip sănătos, și rugăciunea de mulțumire pentru toate. Prin aceasta mărturisim că Dumnezeu știe ce ne trebuie și ne poartă de grijă, iar noi avem încredere în purtarea Lui de grijă. Deci rugăciunea aceasta de mulțumire, până aici ar fi fost ok cumva, într-o măsură, fariseul, numai că la câteva cuvinte deja ne tulburăm noi, că el nu. Și spune, îți mulțumesc. De ce mulțumea fariseului
fariseul lui Dumnezeu, nu pentru ceea ce avea și ceea ce dobândise sau ceea ce n-a reușit pe la mai smerit, ci mulțumea pentru că nu era ca alți oameni. El avea foarte multă atenție să se uite la alți oameni, să vadă cum sunt și observându-i mereu cum sunt, nu-i plăcea deloc de niciunul și mulțumea lui Dumnezeu că nu seamănă cu ei. Este o atitudine sau un punct de vedere foarte interesant. Deci nu mulțumea lui Dumnezeu că își face milă de el și să se încerce și el să fie milostiv precum Dumnezeu, adică să-i semene lui Dumnezeu, ci mulțumea lui Dumnezeu că nu era ca alții oameni, ceea ce înseamnă că toată atenția sa nu era practic pe relația cu Dumnezeu, ci pe relația cu ceilalți oameni. Și întotdeauna îi vedea în ceață, îi vedea în gri, întunecați, și el acum mulțumea Dumnezeu că nu este ca ceilalți, ceea ce înseamnă că față de ceilalți oameni avea o relație, așa cum am spus, iar față de sine avea o relație foarte luminoasă. Deci cam tot timpul vieții sale și îl consuma raportându-se la oameni. Care e mai bun, care e mai rău, care e mai blând, care e mai frumos, care e mai urât, care e mai bogat, care e mai deștept, care e mai inteligent, care e mai avut și așa mai departe. Deci tot timpul se raporta și se compara cu oamenii, ceea ce înseamnă că era o mare prăpastie sufletească și lăuntrică în sufletul acestui, în trăirea spirituală a acestui fariseu. Ce zicea el? Ce observa el la ceilalți oameni? Nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, desfrânați sau ca acest vameș. Deci vedea la oameni că sunt desfrânați, vedea la oameni că sunt răpitori, vedea la oameni că sunt nedrepți, că sunt răi, că sunt uriți, etc., etc. Bineînțeles, ceea ce vedea la oameni, la el era întotdeauna corect. El nu era răpitor, era cinstit, era corect, era drept și categoric nu era desfrânat, era fidel. Și extrapolând și trecând în minte categorii de oameni, virtea apucăturilor și activităților lor, a ajuns privind în jur și la vameșul care stătea în același templu, în același timp cu el, dar undeva mai retras, mai ascuns, mai sub ziduri, și îl găsește și îl vede pe acest vameș și îl dă și pe el exemplu în rând cu ceilalți, cu răpitorii, cu nedrepții, cu desfrânații. Și mulțumea lui Dumnezeu că nu este ca aceștia. Este un punct de vedere într-adevăr interesant. El completează acest punct de vedere, această imagine și cu aspecte care păreau sau trebuiau să fie văzute ca pozitive. Zice, postez de două ori pe săptămână și dau zecială din toate câte câștig. Așa era și legea. Deci era legea să postească de două ori pe săptămână și după tipic el postea. Adică nu mânca probabil carne. Dar dacă observați până aici, mai sus menționat, mânca carne acestor oameni cu destulare. Avea la meniu și nedrept și răpitori și desfrânați și vame și tot felul de oameni. Dar nu mânca carne de animal de două ori pe săptămână, mânca doar fructe, doar legume, pentru că să țină postul. Postul acesta mecanic, trupesc, tipic, dar sufletul mai puțin, sau vorba părinților părinți, sufletul nimic. Pe de altă parte, dădea și zecioala, adică părea să fie corect și el ținea de la această corectitudine vis-a-vis de activitățile și afacerile sale. Era regula și legea să dea zecioală, adică a 10-a parte din câștigul său la templu, și el îl împlinea. Și considerând că dacă îl împlinește, atunci libertatea lui este deplină și din restul 90% era liber să facă orice și nu numai liber, dar și protejat prin jertfa aceea de 10%. Cam asta era starea vameșului și mai ales mentalitatea lui de a vedea lucrurile. Vedem că este deficitară, este delicată, problematică și ne întrebăm dacă această mentalitate față de relații poate să-i fie lui suficientă sau poate să-i folosească. Să ne uităm și la vameș, care stătea și el în același templu, în același timp, ca din întâmplare, dar
tot la rugăciune, însă nu stătea ca fariseul în față, poate că nu se simțea în stare să fie în față, se gândea că poate el nu are școală, că Dumnezeu nu-l iubește atât de mult, că n-a pierdut atât de mult citind și cercetând scripturile, poate își făcea și o mustrare de conștiință pe linia aceasta, avusese alte activități, dar avea pe conștiință toate scăpările sale, spre deosebire de Vameș, care vedea la el numai calități și realizări și nivele înalte de existență, Vameșul își vedea defectele. Atât de mult și le cerceta și le scotea în evidență și căuta să le rezolve într-un fel sau altul înaintea lui Dumnezeu, încât nici nu îndrăznea să stea în față, stătea deoparte, stătea mai ascuns, mai lângă perete, să nu-l vadă nimeni, nu îndrăznea nici măcar să ridice ochii spre cer. Fariseul avea ochi să vadă pe toată lumea, mai ales să vadă defectele tuturor, să vadă paiul din ochiul altora, n-avea timp să vadă bârna din ochiul lui și mai mult, chiar și acum la templu rugăciunii, fariseul se uita în jur până acolo, până atunci încât a văzut și pe acest vameș care stătea într-un colț retras, oarecum ascuns. Vameșul, cum v-am spus, nu ridica ochii din pământ, ochii lui era pe Dumnezeu, mintea, gândul și toată firea lui era raportată la Dumnezeu. Sunt convins că nici nu mai știa unde este sau dacă cineva este în jurul lui, acolo în templu. Și spune că nu îndrăznea ochii să-și ridice spre cer și își bătea pieptul cu pumnul. Deci era într-o stare de tresă, de insuficiență, aș putea spune, respiratorie, că datorită tristeții care coborâse pe el ca o presiune, aproape că nu mai putea să respire și simțea nevoia să-și bată pieptul cu pumnul. Este gestul simplu, inițial, gest la îndemâna oricui de resuscitare respiratorie în orice situație, cât de la îndemână este și în orice situație te-ai găsi, acest gest trebuie să fie la îndemână oricui. Îl simți necesar la un moment dat. Când simți că din cauza tristeții sau împovrării nu mai poți să respiri, simți acest îndemn lăuntric să-ți bați pieptul cu pumnul ca să poți să respiri și să zici, Doamne, ajută-mă că nu mai pot. Este o realitate. Iar fariseul acesta, vameșul acesta chiar simțea această presiune. Presiunea cui? A păcatelor sale. Devenise, era conștient de toate păcatele sale, de povara lor și ar fi vrut să scape, să le elibereze, să le împrăștie. Simțea că nu poate singur și venise la Dumnezeu să ceară ajutor. Doamne, dă-mi o mână de ajutor și eliberează-mă că sunt împovărat. Despovărează-mă! Pocăința, spovedanie este despovărătoare ca să pot să respir, să pot să trăiesc. Deci acest vameș venind înaintea lui Dumnezeu și avem conștiința, zice Dumnezeule milostiv fii mie păcătosul lui, având conștiința păcatelor sale și bineînțeles trecându-le prin minte ca și când le-ar fi spovedit, trăia o relație cu Dumnezeu specială. Venise la Dumnezeu ca la singura nădejde, ca la cea mai mare nădejde, singurul care putea să-l vindece, să-l mângâie, să-l trateze. Fariseul venise să se laude ca și când s-ar fi lăudat la un prieten sau la un șef sau la autoritate. Venise să-și spună aspectele pozitive ale vieții sale. Asta putea să facă oricui și putea să facă și oricând, dar a vrut să facă Dumnezeu ca să dobândească noi și noi binecuvântări. Vameșul însă venise înaintea lui Dumnezeu ca la singura lui nădejde și poate cea mai înaltă sau ultima lui nădejde, singura nădejde, pentru că simțea atât de apăsat de multe din faptele sale încât nici nu putea să respire și avea sentimentul și credința și nădejdea totală că numai Dumnezeu îl mai poate ajuta. Așa cum și noi, ca creștini, trăim uneori această relație cu Dumnezeu, este o relație sănătoasă. Mântuitorul, văzându-i pe toți aceștia și cercetând inima și sufletul lor, spune ucenicilor care au ascultat pilda și în mod sigur, modul cum Mântuitorul a prezentat-o a făcut ca acești ucenici, chiar la fel ca și noi, să trăiască
evenimentul acestei pilde și relația, emoția pozitivă și negativă din aceste pilde, pentru că Mântuitorul știa să povestească, știa să istorisească și în felul acesta să sugereze nivelul de trăire pe care vrea să-l atingă în cuvintele sale. De aceea Mântuitorul, când ucenicii aveau ochii mari către el și urmăreau cuvintele pildei, îi privește din noi și nou și le spune, pentru că toți așteptau o morală, un deznodământ al pildei ca să învețe și ei sau să știe ce au de învățat și de surprins. Și Mântuitorul le zice, vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela. Deci Mântuitorul n-a zis că fariseul a greșit, așa a vrut el să trăiască, postea, dădea zicială, era libertatea lui, așa înțelese, este libertatea lui, dar mărturisește totuși că acest mod de viață și de relaționare cu Dumnezeu nu-l ajută, nu-l întărește, nu-l luminează, nu-l îndreaptă, nu-l vindecă sau o face într-o măsură foarte mică încât nu este suficient. Pe când vameșul prin atitudinea sa, chiar dacă vine dintr-o lume mai întunecată a păcatului grosolan, a umbrelor, pentru felul cum s-a spovedit înaintea lui Dumnezeu și pentru tragerea de inimă și credincioșia și nădejdea cu care a vorbit în taina spovedaniei înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul trage nădejde și este convins că acesta s-a coborât mai îndreptat, în sensul că fariseul ce a simțit? S-a lăudat și atât. Probabil că a simțit că a fost ascultat și a spus Dumnezeu ce voia să-i spună. Pe când vameșul venise cu disperare la templu să se roage și a plecat de acolo cu liniște și cu pace, Dumnezeu încărcându-l sufletește pentru multe alte activități. Faptul acesta arată clar că vameșul a plecat cu liniște și cu pace și bineînțeles și cu hotărârea ca multe din cele pe care le-a făcut să nu le mai repete, să nu le mai facă. Nu numai hotărâre personală, dar și puterea de la Dumnezeu să împlinească această hotărâre și să rezolve. De aceea și Mântuitorul spune, vă spun, bouă, că mai deci accentuează acest aspect, s-a pogorât mai îndreptat la casa sa vameșul decât fariseul. Pentru că arată și motivul care ține de o mecanică a lumii spirituale. Cel care se înalță pe sine se va smeri. Deci dacă te înalți pe sine, Dumnezeu nu mai intervine și atunci lucrarea celui rău asupra tine, asupra ta, presiunea vieții și a timpului te va smeri. Iar dacă tu te înalți, înseamnă că n-ai nevoie de Dumnezeu și nu-L chemi. Și fariseul s-a lăudat lui Dumnezeu, dar nu l-a chemat în viața lui, pentru că simțea că se descurcă și nu are nevoie. El este corect, politic și lucrurile ar trebui să meargă. Nu era nevoie să apeleze la ajutorul Dumnezeu, pe când fariseul părea că nu poate să mai trăiască fără ajutorul lui Dumnezeu. Iar cel care se smerește pe sine se va înălța. Deci vedeți că au un principiu al vaselor comunicante. Dacă tu te smerești, te transformi într-o groapă existențială, să zicem, și îți vezi acolo toată, ștergeți toate păcatele, vine harul lui Dumnezeu ca o pânză freatică și te umple ca să aducă echilibru. Dacă tu te înalți ca un povârniș, ca o movilă de pământ, apa nu vine după tine, harul nu vine după tine și atunci va rămâne un steril uscat acolo și neroditor. Deci morala acestei pilde arată că înaintea oamenilor și înaintea Dumnezeu trebuie să te smerești, să recunoști că ești în relație cu Dumnezeu și depinzi de harul său. În felul acesta robinetul se deschide și te va umple har peste har și îți va fi pierd de succes, vai avea ce să lucrezi și pentru cine, pentru veșnicie, mai ales pentru tine. În situația în care te mândrești și consideri și vezi realizările tale, Dumnezeu, relația cu Dumnezeu se închide, nu mai e de cerere, de solicitare, nu mai caută să te umple cu nimic, că tu mărturisești că ai tot ce trebuie chiar și peste plin și atunci te lasă Dumnezeu cu ale tale, cu energia ta, să te descurci cum poți și sigur este că n-ai să te descurci foarte mult timp și intri într-o lipsă crasă la care Dumnezeu nu mai intervine pentru că tu n-ai solicitat ajutor.
Și așa înțelegem rostul pocăinței care ne așează pe poziții sănătoase în Dumnezeu. Așa că, frați creștini și dragi prieteni, să luăm aminte și Hristos a înviat.